Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi o să începem o nouă serie cu One Piece Mod pe Minecraft. Deoarece am văzut că la episodul pe care l-am făcut acum câteva zile cu One Piece a fost o recenzie destul de bună, destule like-uri, destule comentarii care ziceau că mai vreți episoade. Am zis, băi, hai să încercăm să facem o serie. Și deoarece avem mod pe culul ăsta numit The Pirate Age, sau de fapt, stați puțin... Da, se numește The Pirate Age, dacă tot am văzut acest mod pe care conține, bineînțeles, și serverul, deci este doar server, nu poți să joci single player, e făcut special pentru server, hai să vedem dacă putem să jucăm și noi pe acest server și să facem câte ceva. Aseară când am intrat erau vreo 10 playeri, acum văd că sunt singur online. Probabil că acest server nu este din România, zic și eu, adică e cam clar că nu e din România. Nu știu de unde este și bineînțeles că ăștia au altă oră față de noi, deci probabil că în funcție de unde e serverul acum la ei, o fi cea gen 3 dimineața și eu mă joc pe serverul lor. Bun. Deci, click dreapta să vorbim cu NPC-urile. Uite-l pe Chopa, ești nebun la cap, Chopa. Tony Chon, Tony Chopa. Hai, ce faci? Ciao, salut. Chopper. Hei, bine ai venit pe server. A început o nouă eră. Pentru a intra, stați puțin. De naibie. Serios? Nu, efectiv nu pot să văd ce mi-a zis, trebuie să dau iar click. Ok. pentru a intra în era nouă, trebuie să termin acest tutorial întâi. Ok, baftă. Mulțumesc, Chopa. Hai să vedem ce putem să facem. Plus că oricum și dacă e să fiu singur pe server, cred că tot e mai interesant decât să mă joc pe single player. Bun. Poți să îți creezi, recreezi un model de player, cum ar fi să-i adaugi aripi și mult mai multe chestii pentru customizare și e aici un site pe unde probabil ar trebui să intrăm. Uite-l pe Shanks și are ambele mâini și are 12.500 aș pe hoi de capul meu. Change your cape by pressing V. If does not work, check out your controls. Ok, deci V nu funcționează. Ciao, hello, 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 sal. What? Ce-am făcut? Ok, cred că... what the fuck? Băi, chestia asta e bizară rău de tot, nu știu ce se întâmplă. Astea cred că sunt un fel de... What? What the fuck is this? Ok, deci pe chestia asta văd că pot să merg oarecum cumva așa foarte ciudat. Vai de capul meu cât aiurea e! Wow! De fapt nu e aiurea, e chiar foarte șmecher. Ok, asta nu știam. Hopa! Ok, asta a fost șmecher. Nu știu ce a fost asta, dar asta a fost șmecher. Ok. Buggy. Are 100 HP. Dimensiune și biomuri. Acest univers are mai mult de 30 dimensiuni și aproape 100 de biomuri, vai. Datorită biomes o plenty și au așa. Mai intrat un player, uite, acum suntem doi. Ok, și ce facem? Vorbim cu asta. I will explore them and find all treasures. Ha ha. What's my nose? What's with my nose? Ah, am înțeles. Asta zice că, ok, o să explorez toate, o să le explorez pe toate aici, referindu-ne... uite, acum mi-apare, bineînțeles, ce a zis Chopper acolo. Bine, aici se referă la dimensiuni și la biomuri. Și pe urmă zice, ce-i cu nasul meu? Ok, hai să trecem pe aici, printre astea. Of course, you can also find evil fruits. After killing a boss, you will have a chance to get one of 3 coins. Devil fruits are pretty rare now, but don't give up. Ok, deci... wow. Wow, câte sunt. Astea sunt mai multe decât erau dincolo. Și arată mai bine, să zic așa. Ori nomii... Kilo nomii, bine. Deci pot să aleg de aici. Paramecia coin. Deci îmi pică coin când bat un boss. Și Zoan.
Aici sunt doar 3. Tori, Tori nomi Phoenix, e același. Deci Ushi, Ushi nomi model Bizon și Falcon. Ok, deci văd că astea sunt aceleași și de unde sunt și dincolo. Parametri avem o grămadă. Și observ că nu e Logia. Ok, ciudat. Uite-l și pe Luffy și pe Sanji. Ok, deci 5 food. Thanks to the so much food mod, you can find a bunch of food. Right click to take a break. Și pot să fac ceva sau nem? Nu, apare nu pot să fac nimic. Uite-l pe Luffy. Poftă bună. Woohoo, that's my cake. Don't tell Chopper. Ok. Și Sanji. Sanji zice ceva. Cooking is love, cooking is life. Nami san. Ok, deci îmi place, cum se numește, caracterul. Îmi place cum arată, e așa de... Seamănă cu primul lui poster. Și Luffy e Luffy, fuck this shit. Chiar seamănă cu el. De fapt chiar tot seamănă, și Buggy seamănă cu el, și Shanks seamănă, și Chopper l-au făcut micuț. Poți să mergi, poți să sail, să navighezi cu propriile tale nave create de către tine, ceea ce cred că e mișto. Ok, deci încă mai durează tutorialul ăsta aparent, dar într-un fel e bine așa. Poți să creezi până și flying ships, adică chestii zburătoare folosind baloane. Balloons. Sunt curios oare cum funcționează nebunile astea, gen așa sau cum? Mă rog, o să vedem noi în joc, probabil. You can sell items for berry. Și de ce arată încolo? Doar nu pot să sar peste nebunia asta și să ajung undeva unde se găsesc berry-uri. Oricum, hai să vedem. Și hai să vedem, deci, perfect, deci poți să alegi între 4 rancuri. Pirat, marină, mă rog, pirați, marină, că, pirat, marinar, mamă, ce ușor sună marinar, revoluționar sau din guvern. Bun, deci hai să luăm așa, pirați, marină, revoluționar și guvern. Ok, rancurile mai bune or să aibă permisiuni gen double jumps, adică să ardă două ori bănuiesc, și să dai bani la cruz, la facțiuni. Kits și mult mai multe alte chestii. Bun, hai să vedem, deci, cât am. Am Cyper Pole, Shiki Agent Soldier Pirate, Rookie, aș putea să fiu un Rookie. Wow. Soldier, Commander, Captain, Savior, Uranus. Cyper Pole? De ce e Cyper Pole așa de jos? A, da, corect, erau chestiile alea care nu erau Cyper Pole, Nero sau Zero. Și vine și agent Cyper Pole, CP9, CP0 și Gorosei. Și bănuiesc că de asta îți dau direct banii ca să fii și tu ceva. Și cred că o să fiu Rookie și o să iau cu 100.000 de berry asta. Dacă aș putea să cumpăr. Oh, ok. Trăiește, îmi fac caracterul. O să fiu Human, Pirate și o să fiu Swordsman. Și acum pot să cumpăr? Nu pot să cumpăr încă. Ok, am dat cu chestia asta și acum am un mini eu în mână. Dol. Mini manechin. Pot să-l pun jos? Lăsa mortul. Uite cum e, stă în gardă și se bate LOL. Asta fă cât de tare arată. Ok, deci nu pot să cumpăr de aici Rookie. Ok. Bun, hai să trecem mai departe atunci și să vedem. Doriki, by killing mobs, probabil chestia doar îmi arată de fapt cum e, nu cred că pot să-și fac cea de acolo. Ok, by killing mobs you can train. Ok, deci dacă omor mob te-ai antrenezi. Doriki, other skills for passive and active skills. Ok, deci F, nu, ăsta e G, F și Doriki, Alliance Pirate, Faction Human, Job Swordsman, Belly și Bounty. Ok, I. Oh, corect, mi-am amintit. Mi-a chestia aia. Special things. Uite-l pe Brook. Yo-ho-ho. Ok, nu știu ce chestia asta, dar hai să vedem, bun. Știi pe cine n-am văzut? N-am văzut pe Zora. Vegapunk admin.
Seal, Willy și Tom. Și văd că mai e încă o persoană online în afară de mine. Și e un rookie numit Evilist Beast. Ok, oh. Îmi place că deja mor de foame, frate. Oh, oh, abia aici îmi aleg cum se numește facțiunea. Bun, deci zice piratul, we should be free and regret nothing. Asta, deci asta zice Ace. Ar trebui să fim liberi și să nu regretăm nimic. Ăștia din World Government zic că este de datoria ta să aperi sistemul. Tu ce zici? We must fight for the ultimate justice. Ar trebui să ne luptăm pentru justiție. Da, clar, asta faceți voi, dar hai să tăcem în gură. Și putem, și trebuie să distrugem sistemul. Bă, eu vreau să fiu pirat, pentru că, pui mei, pirații sunt cei mai șmecheri. Știu că e foarte, cum se numește, dă, e foarte comun să alegi pirat, dar fac this, vreau să fiu pirat. Oh. Hopa, 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 ok. Suntem aici. Bineînțeles că suntem în apă. Și de fapt, da, cred că exact asta o să și facem, o să fim până apă foarte mult și o să trebuiască să am grijă dacă o să-mi iau Devil Fruit să nu mor ca bou. Ok, deci control keys, see players information, mobens config, heads config. Ciao, salut. Oi. Asta ce? Justice. Asta e doar rookie și deja are 250 HP și avea sabia lui lui cum îl cheamă, am uitat cum îl cheamă. Lui Whitebeard, White Cap. Ok. Bun, Angel, click here, ce e asta? Bun, deci clear lags, improve server performance, improve client performance. Nu știu ce e asta, dar îți mulțumesc foarte mult. Nu pot să deschid nimic pe aici, vai. Băi, e chiar șmecher. Ce pot să zic? Arată foarte bine locul. Hai să vedem ce putem face. Să trecem și noi la aventură. Wow. Wow. John, ăsta e John. A sub out of hood. What? Ăsta e un grătar cumva. Cred că ăla e un grill. Zău. Foarte tare. Bun, hai să vedem deci. Rules, reguli, vai de capul meu, câte reguli pot fi? Nu fă PvP în Morph, nu fă PvP cu un Deathbringer. Nu jura prea mult. De fapt, nu blestema prea mult. Nu abuza de glitch-uri. Respectă pe toată lumea, special staff-ul. Folosește common sense, fie etic. Nu da set home în baza de facțiunea cuiva, nu da țeapă. Deci Haime nu poate juca pe serverul ăsta. Nu folosi iteme banate și să lovești sau să omori pe cineva în safe zone nu este allowed, nu e posibil. E, uite-l pe Kuzan. De ce are doar 100 HP în puii mei? Și de ce e Kuzan la pirați acum? Adică, din câte îmi amintesc eu, Kuzan după ce a părăsit marina nu a devenit pirat. Ok. Use it. Be free, pick your class. Please do not repeat the same or similar command. Ce naibii facem aici? Ultimate justice. Și poți să trec de la orice de asta. Ok, be free, regret nothing. Fii free, liber și nu regreta nimic. Ok, și dacă mergem pe aici, unde ajungem? Faza e că eu am nevoie de mâncare, for fuck's sake. Sunt praf. Nu știu ce fac. Ok, deci pirate, rookie. Pot să-mi cumpăr de aici, rookie. Dark King. Yonko și Dark King, ok. Mă rog, Pirate King, cred. Acesta e Yonko, Dark King și Pirate King. Ok.
Na, uite exact ce ziceam. Elite. Vice-admiral, amiral. Fleet admiral. Marine hero și general commander. Ok. Soldat. Pardon, recrut, soldat. Captain. Savior. Uranus. Uranus, tactical director și most wanted, dragon, ok, înțeleg. Și key agent, asta era la... Am și uitat ce era asta. A, la marină. Cyper Pulse, Cypi, SKP8, KP9, KP0, Gorosei și ăsta nu mai are nume. Deja s-au gândit că, băi, nu e ok. Ok, hai să vedem atunci. Îmi cumpăr asta. Oh, da. Știi, și acum sunt și eu rookie. Să mor tu că nu sunt rookie. Băi, eu sunt rookie, nu sunt doar pirate. Hai mă, serios, serios. Așa nașpa ești. Poate o să mi se adauge mai târziu. Poate, sper și eu, nu știu ce să zic. Ok, hai să vedem pe aici. Oh, ok, măcar acum am viața full. PvP, free build. Build your own weapons. Devil Fruit Shop și PvE training. Mă, nu știu ce să zic. Hai să încercăm să facem un fel de PvE training, ok, deci... Wow! Ala naiba, n-am cu ce să mă bat. Aș putea să încerc să mă bat cu ceva. Uite că pe aici sunt... Ai un clov, în serios? Why? Oh my fucking god, nu știu ce sunt ăștia, dar vai de capul meu! Și-l atrage în mine! Hai încă puțin, încă puțin. Ok, ăsta a căzut. Eu vreau să găsesc ceva să mă bat, nu știu, cu cineva care să-mi dea și o de-asta. Și ceva HP. Și nu știu ce-i cu chestiuțele astea, dar ok. Am zis ceva HP. Să mă bat să-mi dea ceva, nu știu, o sabie sau ceva. Wow, nu, la naiba. Wow, prea multe chestii, prea multe, nu. Mă duc aici la spawn. Și... Sper că locul ăsta e un loc unde nu pot intra mobii. Vai de capul meu, vreau și să mă duc. Slash spawn. Și îmi văd de treabă. Ok, înțeleg. Asta e modul ăla pe care l-aveam și în Cloud9 când făcusem seria aia atunci. Nici nu mai știu cum se numea seria, dar da, l-am mai folosit. Deci spawn. Ok, suntem aici, suntem în viață, n-am murit. Ia iurea că aici avem gen viață full, mă. Și oriunde altundeva nu avem viață full. Asta e cam aiurea. Puțin, dar nu foarte mult. Ok, deci pe aici reguli. A, uite, acum nu mai am viață full. Grozav. Ei, au și team speak. Uite-l pe Vegapunk, care nu știu dracu caută la pirați. Eu sunt pirat, frate. Mamă, deci efectiv orice costă pe aici. Wow. Treasures, Nami. Hei, uite, chestia asta, aparent chestia asta sunt bani. Deci ce-am găsit eu? Ar trebui să fie gen un fel de bani, să zicem așa. Ok. Nami... aproape că seamănă, de fapt, da. Și aeroșcată și nebunii din astea. Nether Quartz. Avem... pe bune, frate, n-am 32, am doar 26. Ok, uite-l pe Frankie. Ciao. Super! Dacă nu zicea super serios, eram... eram trist. Ok, hai să vedem.
Cine este Master Paramecia? A, de aici dacă vrem să cumpărăm Paramecia. Master Logia. Asta e cumva Doflamingo. Da, asta e Doflamingo, serios? Ce ciudat arată, nici nu l-a recunoscut în prima. Asta este Barbă Neagră, Blackbeard. Moku Moku no Mi. Pika Pika no Mi. Suna Suna no Mi. Mera Mera no Mi. Cred că ăsta l-aș lua. Da, nu știu să zic. Știu că n-am bandă niciunul de ăsta, dar o să încercăm să strângem. Și lipsește tipul cu Zoan. Ăla chiar lipsește, chiar nu l-am văzut, adică nu vinde și cineva fructe Zoan pe aici, ar fi drăguț să le vândă. Juk. Listen to my song. Ok, nu o să o fac. Cine politicos sunt, dar ce să fac? Crowfeather. Ship to Logtown. Sea train to Enies Lobbies. Ship to Freebuild. Ok. Ok. Mă simt foarte ciudat că nu știu exact unde trebuie să ajung, de unde trebuie să merg. Și n-am nicio hartă să îmi zică cineva pe unde trebuie să ajung. E foarte dubios, băi, oricum. Ar trebui să vedem pe unde mergem. Să vedem unde mă duce chestia asta. Poate ajung și eu pe undeva. Băi, chiar m-ar ajuta câteva sfaturi. Ce naibii să fac? Și a intrat și așa. Ships încolo. A intrat și Munjo. Ok. Ok, poate putem lua un ăsta și să mergem undeva, gen, nu știu, un Logtown și vedem acolo ce facem. Ok. Suntem aproape. Și ok, dacă îi dau, where do you want to go? Și eu cum îți zic unde vreau să merg? N-aveți și voi o listă pe undeva care să mă trimită undeva? Păcat. Am serios. Nici dacă îți dau bani, nu mă duci undeva? Nu, e serios, sunt pierdut rău de tot. Bă, în mod pe cupare a fi bine făcut, dar e foarte dubios cum e aranjat pe aici, nu-mi dau seama. Adică am făcut eu un tutorial, dar mai mult m-a băgat în ceață, pentru că ăsta trebuia să mă ajute cică și eu sunt foarte pierdut în spațiu pe aici. Păi nu știu să zic, hai că încheiem aici acest episod, noi o să ne chinim data viitoare cu mai mult, să vedem pe unde naibii mergem și ce facem și uite-l pe Frankie. Da, am văzut și pe Luffy aici mai devreme când m-am uitat, dar ăsta m-a amuzat mai tare, adică la Luffy mă așteptam bun. Băi, nu știu ce să zic, hai să încheiem aici acest episod și o să revenim data viitoare când poate o să mai știu și eu câte ceva din ce pot să fac, însă până atunci o zi bună în continuare, noi o să ne vedem data viitoare, bye bye!